Oleg Danovski Junior cere retragerea numelui aflat pe frontispiciul Teatrului de Operă și Balet. De ce? Păi, cum să spun, sigur, ideea e mai de demult, dar ea a fost declanșată, practic, de ultimele evenimente, mă refer la scandalurile de acolo, care m-au determinat la acest gest, în sensul în care consider că este de datoria mea de a apăra acest brand de... Pentru a face mizerie. Să înțeleagă mai bine pe cei care ne urmăresc acum. Sigur. Despre ce scandaluri este vorba. Noi știm, a apărut și în presă, dar nu foarte multă lume cunoaște acest lucru. Scandalurile, ele, practic, din câte am înțeles, ele se derulează de un an de zile. Adică nu e ceva spontan. Nu e vorba de ceva spontan. Este vorba de ceva care se întinde pe o perioadă mai mare de timp. Ele au fost sesizate Ministerului Culturii mai de demult. Nu s-a întâmplat nimic. Sigur, explicația, poate una dintre explicații, este faptul că fratele lui Horațiu Cherecheș activează în Ministerul Culturii pe o funcție... Să știți, oamenii cei mai mulți care ne urmăresc acum nu știu despre cine este vorba, nu știu despre ce Horațiu scandal Cherecheș este vorba. El face pe coreograful în cadrul teatrului. Acum. Este angajat al teatrului este de angajat, operă sigur și balet. Că da, iar soția lui face pe șefa de balet. Iar din câte am observat și noi în presă, că asta a apărut deja răzbătut, toate aceste scandaluri sunt legate de... Au două aspecte, adică unul de violență, loviri și așa mai departe, inclusiv există un solist, cred că e, sau mă rog, un el care a fost bătut de în baza căruia s-a clădit acum un dosar penal. Deci trebuie să spunem că au ajuns toate aceste acuzații la organele competente, da, care acum cercetează. Da, fac care cercetează. Așa, și sigur pe aspectul celălalt de agresiune sexuală, în care practic mi s-a spus că, dom'le, am fost asaltată, am fost... mi s-a băgat mâna în gât, mi s-a, mă, tot soiul de asemenea lucruri și se dorea o intercursiune, ca să zicem așa, să folosim romgleza care e la mod acum. Sexuală. Sigur, vă pot prezenta documentele respective pe care le-am primit. Practic o discuție între dumneavoastră și cei care acuză. Da, este reactiv. Deci poziția mea este reactivă la ceea ce se întâmplă. Sigur, lucrurile sunt mult mai complicate acolo. Există și ștată de plată în Germania, mă rog, în care oamenii erau puși să semneze pe sume mult mai mari pe care nu le primeau. Repet, deci aici sunt acuzații, sigur, care vor trebui să fie dovedite. Asta, mă rog, să vină curtea de conturi. Asta e treaba lor. Am fost întrebat, dar dumneata, care e poziția dumitale? Poziția mea este reactivă. Nu e problema mea. Dar eu reacționez la problemele generate în interior. Adică, nu știu, cred că mă fac destul de bineînțeles. Ba mai mult, în momentul în care eu am ajuns la Ministerul Culturii cu memoriu și așa mai departe, propunându-le o soluție amiabilă, deci de acolo, cum să spun, am simțit o conivență accentuată între... Deci o soluție, sigur, amiabilă, că probabil... Atenție că ne plătăm un pic. O soluție amiabilă referitoare la retragerea numelui de Oleg Danovski. Exact. Voluntară. Adică cu acordul meu, cu dorința mea. Deci ca un răspuns la... Deci practic brandul acum e la Ministerul Culturii. Cu ei trebuie să vorbiți, nu? Păi, instituția e la Ministerul Culturii. Da. Da. Deci, cum să zic... Deci aceste scandaluri au fost factorul care au declanșat... Cum să spun... M-au determinat, de fapt, să ajung la această concluzie. Că trebuie să fac, trebuie să reacționez. Nu pot lăsa brandul de izbeliște. Deci nu pot lăsa... Care poate fi murdărit. Lăsa numele pe un WC-ul. Nu se poate. Că o să vă dau documente care să sprijină. Fotografii și așa mai departe.
Pe lângă faptul că am avut inclusiv două angajate de la lor care veneau să se antreneze cu mine, după care au plecat, au spus, aici nu se poate, nu putem să... Pentru că... Sunt mărturii, deci din afara țării, au unor foste angajate care spun ce pățeau pe aici. Dar de ce nu au spus atunci? De ce acum? Nu mă întrebați pe mine pentru că, repet, asta nu e problema mea. Or fi plecat până și-au găsit loc în altă parte. Adică... Mă întreb, aceste lucruri s-au întâmplat numai acum, în ultima perioadă? De un an de zile. Eu știu, cam așa, știu că au început sesizările, asta mi s-a spus, de un an de zile, tot sesizăm. Sigur că acum au explodat. La cine au sesizat? Că inițial, la Ministerul Culturii. Dar pașii care ar fi primii? Dom'le, am o problemă, eu angajat, mă duc la directorul meu. La Ministerul Culturii. Deci, probabil că pe lângă cei doi și Madame Blădescu are relațiile ei în Ministerul Culturii. Că altfel ar fi... Eu le-am spus, zic, dom'le, dacă eu aș fi fost ministru al culturii, în ziua a doua, imediat, mâine, ar fi fost afară. Raus, cum se zice. Da, trebuia să-i dați posibilitatea să se apere. Te aperi din afară. N-ai ce căuta. La revedere. Te aperi, vedem, după aia. Dar pleci. Radicală decizia. Altfel nu se poate? Nu. Nu. Dialog? Nu. Ea a venit pe vectorul Medelin Voicu. Dați-mi voie să mă adresez doamna director Blădescu. Nici o problemă. Așa, da. Pentru mine doar ceea ce este. Așa. Și a venit pe acest vector. Ea... Sigur că în curiculum ei vite, acest vector este justificat. Pentru că ea, cum să spun, prestase, adică a avut prestații artistice, ca să zic așa, între ghilimele, Bunicușor Ceaușescu. Prestații, iară sunt patria afirmații prestații, pe care trebuie să le... prestații instrumentale. Adică, sigur, le-a și recunoscut singură. Bine, asumați, vi le justificați. Sigur, bineînțeles, le-a recunoscut singură. Așa, deci prestații, ca să zicem așa, instrumentale la Nicușor, după care, sigur că băieții ăia din jurul lui, care funcționează și în ziua de azi, cu relațiile aferente, sigur că, uite, a găsit vectorul și s-a propulsat aici. Ar urma un proces simplu, nu foarte complicat. Acela de retragerea numelui. Bineînțeles, da, pentru că sunt probe clare, evidente. Dom'le, cum să spun, numai apariția în presă și asta a ceea ce s-a întâmplat. Deci, dauna este produsă. Dauna este produsă. Nu, până vedem să asta. Adică aici este exact ca povestea lui Madame Armand. Care povesti filmată, ce s-a întâmplat la alegeri și așa mai departe și de un an de zile nu se întâmplă nimic. Deci cam așa ar urma și aici. Adică haideți să fim serioși. Întotdeauna imaginile susțin mai bine cuvintele noastre și vreau să mă întorc la cuvântul acela foarte dur, că nu vreau să-mi pun numele pe un WC. Nu. Am văzut fotografiile și eu. Le aveți de la cineva din interior? Da. Care... Pentru că e... Da, este, asta este... Imaginile vorbesc de la tine. Nu, eu nu vreau este o realitate. Deci eu n-am voie, faptul că eu, sigur, pe cale de linie și pe cale de descendență am primit aceste lucruri, lucrurile astea este ca și în legea dreptului de autor. Știți cum? Deci legea dreptului de autor îți dă niște drepturi patrimoniale. Așa se numesc ele în lege, adică niște sume pe care tu le negociezi pentru reprezentări. Dar în același timp apare și datoria deținătorului de drept de autor, sigur, în cazul în care, să nu permită alterarea conținutului. Deci, în momentul în care, de exemplu, eu pun în scenă vreo creație de-a tatălui meu, sigur că există acolo, deci, partea patrimonială. Pe de altă parte, eu sunt obligat, prin lege, să mă îngrijesc ca această creație să nu fie alterată. Este adevărat că ați cerut o sumă de mari, bani prea mare pentru aceasta? Nu. Deci, niciodată. Întotdeauna am practicat 10% din încasări. De exemplu, după care chiar ultima variantă, că asta deci, a montat în 2018... la Opera Română am remontat Spărgătorul de Nuci, unde contractual
Deci mi s-a propus o sumă fixă. Cu care am zis, sunt de acord pentru că nu ne mai complicăm, e destul, e ok. Deci, cum să spun, ei au... Deci eu am fost la jumătate față de ce practicau ei cu tot român de aduși de afară. Adică, despre ce vorbim aici? Plecăm acum de la momentul care a declanșat, deci practic a fost trăgaciul, s-a apăsat acum scandalul care s-a iscat acolo. Asta m-a determinat să... Și ne întoarcem la primul pas, primul moment în care ați decis, în urmă cu ceva vreme, să retrageți numele. A fost acela legat de momentul plecării dumneavoastră din trupa în momentul în care... Sigur, am fost scos așa la pensie, hai, gata, du-te, ia-ți și pleacă. A urmat un proces, sigur, l-am câștigat, 6 luni de salariu în plus, daune morale, după care, asta, justiția, așa, după care am zis, bun, dar eu în contractele mele, care mai erau 2 lucrări în repertoriu, eu în contractele mele am trecut că numai eu mă ocup. Deci stabiliți o relație contractuală. Da, da, răspunsul a fost da, dar nu scrie că trebuie să te și plătim. Direct de la madame Blădescu. Doamna. Mă rog, treaba e. Lucru care m-a determinat să le retrag. Deci, instituția mă determină pe mine să închid cutiuțele și să îmi văd de treabă și să plec. Și atunci, sigur că de aici se naște întrebarea, dom'le, dar bun, dacă tu, instituție, care porți numele pe zid, ăla care îl porți, mă determin pe mine să-ți retrag ultimele rădăcinuțe care mai justificau numele de pe zid? De ce este chemat așa? Asta e o întrebare, cred că, de bun simț. Adică, deci cum te raportezi tu la cum te cheamă? Păi dacă nu te raportezi, adică consider că, bă, nu-i bine și asta, atunci renunți la nume, adică îl schimbi. Pune-l pe Jean Constantin. Sau, nu? Care e simbolul, care e simbolul orașului. Deci, cum să zic? Hai, povestiți-o pe asta, că trebuie să... Cu Neajan l-au iubit toată lumea, dar trebuie să o povestiți. Asta cu Neajan. Și eu, deci, eram amici. Mergea cu noi până în 90, mergea cu noi în turnee, ani și ani de zile, câte 2-3 luni de zile în Germania. Sau asta. Mergea cu noi în turnee. Bine, el ne însoțea așa, pasiv, ca să zicem așa, pe diurnă, cei de, da, pasiv, la câte o excursie, câte o asta, nu? Că dădea de bine. Era de bines, cum se zice. E, după care tot ne salutam, asta ne respectam foarte mult și după 90. Una, alta e alta. Prin 2016, cam așa, deci vine un tânăr la mine acasă, unde stau eu, lângă Zorile stau, și acolo în față e o bulină era o bulină de pământ. E și acum, numai că acum e cultivată. Așa, deci o bulină de pământ, zice, știți, am un proiect, aș vrea să propun primăriei un bust al tatălui dumneavoastră să fie aici. Bine, într-un fel să-i justifica pe lângă casa în care locuiesc și unde e și o sală de balet și așa mai departe, că am iubit marea. De aceea n-am cedat la poziția respectivă, am zis, asta e, s-a mai ciopărțit un pic, nicio problemă, asta e poziția. Ok. Vrem să-l punem pe... Aveți fotografie? Am fotografie. Adică da? Să facă un bust cu al maestrului Olegdanovski. Da. Aveți fotografie? Am. Atunci mă duc la primărie să pun și să găsim sponsori. Da, bine. Aveți ceva împotrivă? Nu. Au mai trecut un an, au mai trecut 2 ani, sunt invitat la Farul Genovez să vorbesc eu despre tatăl meu. Mă rog. Vorbesc, până când, în momentul în care, la final, nu m-am putut abține. Ce să fac? Asta e. Sunteți un personaj incomod pentru mulți. Da, greu de înghițit. Sunt o nucă tare. Și am povestit de interacțiunea mea din 2004 cu Nicușor Constantinescu de 2 ore la un restaurant în Mamaia unde a picat capul pe mar. Trebuie să vii, să le faci, să... Buf! A picat... Era o jucărie pe vremuri, era un ștruț, așa, care se bagă capul într-un parc cu apă și el tot se alimenta și se bălângăne. Dar a picat doar o dată și cu asta basta. Și concluzia discuției, finalul? Concluzia n-a fost, m-am ridicat și am plecat, dar după aceea a apărut personajul Gabercea, care să mergem, deci, la 2 ani a ras 3 teatre din
peisajul cultural al Constanței, Filarmonică Fantasia. Și asta? Nu, păi, ce mai există Fantasia? A, nu, nu, da. Să fim serioși. Mai există Filarmonică? Nu. Iar baletul, a vărsat, baletul a vărsat la operă, la, așa, și a devenit teatrul de operă și balet. Marea majoritate au plecat pe vase, pe astea, pe unde au văzut cu ochii. Și cu asta... Ați avut o discuție referitoare, mă rog, legată de... Referitoare, la, dar după a obosit omul. Ce să, după atâtea... Deci era cu combustibil. Și combustibilul l-a obosit. Și atunci a picat. I-a picat capul pe masă și caută aici și am plecat. Mi-am văzut de treabă, de ale mele. În momentul în care am menționat... La discuția de la Farul Genovese. La discuția de la Farul Genovese și am spus, dom'le, când l-au băgat pe ăsta în pușcărie, zic, m-am îmbătat. Când i-au mai dat încă 8 ani de zile, iar m-am îmbătat. Când l-au adus pe Mazăre cu avionul, m-am îmbătat cu televizorul. La scurt timp după poveste, așa, pe pandemie, pac, mă trezesc șantier în față la Bulină. Ies, eu mă duceam și eu la plajă, da. Ies muncitorii, o să aveți un vecin pe aici. Da, pe cine? Pe Jean Constantin. Și dar nu înțelegem de ce nu l-au pus pe tatăl dumneavoastră, că nu e locul lui aici. Da, zic, nu e locul lui aici. Locul lui era la Fantasio, acolo, la... Încă mai e așa, că noi cum suntem, nu? Cum ziceam, țara făcăturilor. Deci e teatrul de stat, dar e și Fundația Fantasio, adică undeva numele lăsat așa să plutească. Așa, un lucru care se știe mai puțin despre viața lui Jean Constantin, știu, întâmplător, familia lui Jean Constantin în zona la Zorile a avut un magazin, probabil de asta. Nu știați, dacă mai au aminte, da, da, nu, da, da, nu. Au avut un magazin acolo. Dom'le, dacă a avut un magazin, e clar că trebuie, de magazinul trebuie recunoscut, nu? Adică, nu, deci, nu, nu. Deci acolo trebuia să fie lui Jean, cu care, Danovski. Cu care, chiar ultima dată eram amândoi în Portul Tomis, eu cu o bărcuță de asta, un Zodiac, cu un motorac mic, așa, și el cu vâsle. Și ne salutam din bărci. Deci, cum să zic... Asta vis-a-vis de recunoaștere, întorcându-ne la numele de Oleg Danovski. Jean este, nu, este un personaj important. E Constanța, Jean. Din Constanța. Sigur că da, e important din Constanța. Întorcându-ne la recunoașterea vis-a-vis de maestru, ok, s-a întâmplat inclusiv lucrul acesta. Deci nu avem bustul lui Oleg Danovski. Nu, asta a fost răspunsul, asta a fost răspunsul primăriei pentru ce am îndrăznit eu să spun acolo. Adică, bun, atunci nu avem, nu avem nici bustul și nu o să avem nici teatrul. Ce facem cu numele? Ce facem cu brandul Oleg Danovski? Întrebați Constanța. Nu? Da, eu vă întreb pe dumneavoastră, că reușiți să luați la un moment dat. Sigur că da. Nu rămâne și numai strada aceea. Și rămâne la dispoziția mea, pentru că eu trebuie să-l apăr. După care vedem. Încă sunt viu. Sunt viu și sunt abordabil. Mă consider. Adică nu sunt taliban. Acum, poate final... că sunt taliban atunci când este vorba de recunoaștere. Adică, față de ceea ce s-a dat, cum să spun, și întotdeauna a fost o așa, recunoaștere printre dinți, scrâșnind din dinți, prin asta, bă, sigur, acum nu m-am băgat în toate poveștile așa de asta, dar, cum să zic, povestea cu Doina Păuleanu, pentru că de la ea a plecat Dumnezeu să o odihnească cât mai jos. E urât asta. Nu, e frumos. Pentru că eu știu ce știu. Deci eu știu ce știu, sigur. Nu are rost să scormonim, dar știu ce știu. Mai și ora românească despre morți mai de bine. Haideți să... Da... Bun, trecem peste. Mai departe. Să trecem peste. La mine e cu 25%. Da. Deci, nu, mi-e greu să o iert. Aici sunt ale dumneavoastră și poate e altă emisiune. Mi-e greu să o iert. Sigur că da. Dar, mă rog, trecem peste. Cum să zic? Într-un fel, da, poate că o înțeleg. Pentru că până când se întâmple povestea cu teatrul de balet și asta, deci... farul culturii din Constanța era muzeul de artă. Hai să fim serioși. Și deodată îți apare altceva.
care atrage mai mult atenția, care atrage și creează un public, un asta, adică se vorbim creează... Vorbim mai de teatru de balet. Se creează o frăsuială culturală, ca să zicem așa. Și atunci pot să o înțeleg și din punctul ăsta de vedere. Să restabilim. Să restabilim balanța. La fiecare publicul lui acolo, nu înțeleg. Nu, nu, e vorba de... Nu. Bun, adică, cum să spun, cei care nu știu, se pretind sau sunt, sau mă rog, nu știu cum să spun, cât de cât intelectual sau asta, sigur, manifestă o deschidere către cultură. Cultura are mai multe și ea, compartimente și așa mai departe. Deci apare o concurență care te și apasă. Sigur că încep să scap de ea. E, cum să spun, e definiția pieței libere, nu? Deși concurența aduce progres până la urmă, dacă ne gândim, nu? Păi, ne, dar dacă intrăm acum și în... Nu intrăm în altă zonă. Bun, hai să revenim la Oleg Danovski, da. Deci, la retragerea numerului. Deci a fost o chestie... Ai supărarea că, în concluzie, că intrăm într-o discuție pe care oamenii nu înțeleg. Da. E legat de numere Doamnei Păuleanu, considerați dumneavoastră... Sunt multe numere aici. Aici face referire la trupa de balet. Trupa de balet care a avut un istoric așa, înființată ca secție de balet la Teatru Fantasio, transformată după aceea în Teatru de Balet Oleg Danovski și trecută aici în momentul la care faceți referire. Și creație care, deci creația tatălui meu care a generat, nu știu câte, deci un număr de impresionant de titluri, de coregrafii. Eu făceam traseul acum a ajuns la Teatrul de Operă și Balet. Deci după trupa Teatrul de Balet Oleg Danovski a trecut în subordinea, mă rog, în structura Teatrului de Operă și Balet înființat în urma discuțiilor. Nu am menționat un lucru. După apariția așa zisei doamne, la așa, Consiliul Județean a vrut să închidă teatru. Ea, prin relațiile, eu știu, atunci, așa, nu știu, probabil că și Medelin o fi pus umărul, a reușit să-l... Și aici o struță cămilă, pentru că instituția ca oameni și ca asta depinde de Ministerul Culturii, clădirea depinde în continuare de Consiliul Județean. Adică eu... Uite așa, o amestecătură, o struță, o cămilă, ca să zicem. Nu de primărie, cumva, mă rog. Nu, nu, aia e o poveste mai veche, e o clădire... Nu, care, nu de primărie, de Consiliul Județean, asta o știu. Asta o știu. Dacă nu ne înșelăm cu toții, vorbim despre o clădire care a aparținut inițial liceului Mircea Cel Corect, era sala de festivități. Da. Bun, nu intrăm aici, e o chestie strict legată de tehnic, de ce doriți dumneavoastră să-i retrageți numele. Am pornit de la scandalul despre care ați făcut referire, ne-am întors la momentul în care vi s-au retras drepturile de a mai face și de a mai colabora din punct de vedere coregrafie. Nu drept, nu mi s-au retras posibilitatea, drepturile, m-au determinat ca eu să scot. Știți cum, pe principiu, nu, tatăl meu v-a dat, eu v-am luat. Adică pe... Bun, și considerați că nu se justifică existența acestui nume, nu, a maestrului. Trebuie să... Deci obligația mea este să apăr acest brand, să nu-l las cu murdărie, cu... să fie amestecat în asemenea scandaluri mizere, în fond și la urma urmei, pentru că ele nu s-au întâmplat pe stradă, nu s-au întâmplat în parc, nici măcar în parcul din față sau asta, ele s-au întâmplat înăuntru. Scandaluri care, după cum am zis, au mai multe, nu numai... Deci sunt și scandaluri sexuale, sunt și scandaluri de violență, sunt și scandaluri pe bază de bănuți, de asta, adică sunt multiple scandaluri acolo. Și atunci toată această mizerie care se întâmplă sub oblăduirea lui Madame Vlădescu, doamna, da, mă rog, respect dreptul la opinie. Știți că eu trebuie să invit după aceea să vorbească, corect, trebuie să le acord posibilitatea să discute, da, pentru să nu vină cu căinișorii, că o să vă treziți cu niște rezultate cum le am eu în poză. Adică să nu pățiți acest lucru, eu vă spun preventiv. Așa. Deci cam asta este situația. Deci mă obligă, cum să spun, mă obligă istoria. Bun, concluzia, înainte de a invita pe cei care au fost acuzați în această emisiune să vină, să participe și să le dăm dreptul să se apere, pentru că toate aceste acuzații trebuie susținute, există procese, există, înțeleg, cercetări în cauză. Eu v-am spus, poziția mea este reactivă. Numai faptul că au apărut în ziare constituie o daună adusă acestui brand.
imaginii. Deci eu cu așteptatul și cu asta, adică nu văd de ce, nu văd logica, nu văd, ajunge doar asta. Perfect. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea noastră. Cei care consideră că vor să dea un drept la replică sunt așteptați aici în această emisiune. Eu cred că Oleg Danovski este un nume care trebuie să rămână nu numai ca un nume de stradă, ci trebuie să rămână prin creația marelui maestru. Coreografii excepționale, spectacole care au străbătut lumea. Și care, iată, din ce îmi spuneați, cel puțin în București, un spectacol, 2 ani de zile, casa închisă. Ce va fi posibil, este de datoria mea să fac. Și sunt la dispoziție. Oleg Danovski Junior, mulțumesc frumos. Constanța și Constanțeni, vă mulțumim. Ne întâlnim data viitoare. Dacă cei care au fost nominalizați în această emisiune doresc să dea un drept la replică, sunt așteptați aici să o facă. Noi, cel puțin deocamdată, vă spunem la bună revedere pe data viitoare.